Violența, bullying-ul, victimizarea minorilor sau consumul de droguri, asta au avut în vizor autoritățile în unitățile de învățământ din județ. Astfel, polițiștii au desfășurat peste 100 de activități preventive în cadrul orelor de curs, iar peste 700 de elevi au fost informați cu privire la siguranța școlară. Campaniile inițiate în acest scop vor continua pe tot parcursul anului școlar. Odată cu începutul anului școlar, polițiștii hunedoreni s-au implicat masiv în activitățile de prevenire pentru siguranța școlară. Mai mulți elevi și preșcolari au fost instruiți și informați de către autorități cu privire la incidentele neplăcute pe care le vor putea întâmpina în școli. Încă de la debutul acestui an școlar, polițiștii hunedoreni au fost zilnic prezenți în unitățile de învățământ și în zona adiacentă a acestora, prin activitățile desfășurate fiind alături de elevi și profesori, cu scopul prevenirii și a combaterii faptelor antisociale ce ar putea perturba procesul de învățământ. De la începutul acestui an școlar, polițiștii hunedoreni au desfășurat peste 100 de activități preventive în cadrul orelor de curs, ocazie cu care au fost abordate teme precum prevenirea infracțiunilor comise cu violență, prevenirea și combaterea fenomenului de bullying, prevenirea consumului de substanțe interzise, prevenirea faptelor de port fără drept de obiecte periculoase, prevenirea victimizării minorilor, siguranța online și respectarea regulilor de circulație rutieră. Dintre acestea, peste 30 de activități au fost organizate și desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară, atât independent, cât și împreună cu partenerii instituționali, respectiv reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Hunedoara și cei ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. Până în prezent, mesajele preventive transmise de către polițiștii de siguranță școlară au ajuns deja la peste 700 de elevi și profesori. În cadrul unei campanii naționale vor fi organizate evenimente dedicate părinților, cadrelor didactice, dar și elevilor cu privire la necesitatea asigurării unui climat de siguranță în mediul școlar. Campania națională Tăcerea e tot violență, vocea ta e soluția este implementată și în județul nostru. Activitățile din campanie urmând a se desfășura pe tot parcursul anului școlar. În aceste activități sunt cooptate mai multe instituții județene cu atribuții privind siguranța școlară, pentru ca mesajele transmise să fie cât mai cuprinzătoare și să vizeze mai multe domenii de interes în prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor. Totodată, activitățile din campanie subliniază importanța, mecanismul și beneficiile semnalării faptelor antisociale săvârșite în unitățile de învățământ. Campaniile inițiate vor continua să se desfășoare pe tot parcursul anului școlar. Începând din luna octombrie, polițiștii Biroului Siguranță Școlară vor lansa campania județeană Alege Libertatea. Începând cu luna octombrie, polițiștii Biroului Siguranță Școlară lansează campania județeană Alege Libertatea, al cărei scop îl reprezintă conștientizarea și prevenirea traficului și consumului de droguri, alte substanțe cu efect psihoactiv, dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor sănătoase și creșterea capacității de a aborda situațiile conflictuale. Grupul țintă sunt elevii claselor 5-12, grupa de vârstă 12 ani, 18 ani, iar activitățile preventive se vor desfășura în cât mai multe unități de învățământ de pe raza județului Hunedoara. Pentru a preveni incidentele neplăcute, polițiștii spun că cele mai bune recomandări sunt pe canalul de informare www.siguranțașcolară.ro.